Bună, dragi cititori! Astăzi ne aflăm în a 10 zi de lectura cărții Ne vedem un cosmos prieten de Jack Chang din Bătălia Cărților. Să continuăm! Înregistrare 9.11, 6 minute și 23 de secunde. Salut, băieți! N-a fost niciun scorpion în ghetele mele în dimineața asta, din păcate. Dacă ar fi fost, aș fi înregistrat sunetele lor pentru voi, deși nu sunt foarte sigur cum sună. Poate că șuieră ca șerpii, poate că scorpionii de deșert nu se arată decât dacă știu că dorm. Iar eu n-am dormit deloc noaptea trecută. Am cercat, dar pământul era foarte tare. Chiar dacă aveam sac de dormit, iar mirosul de lipici de la racheta mea îmi dădea dureri de cap. M-au auzit și sfărăituri dinspre cortul băiețelor. Sunt foarte sigur că era Zed. Sfărăia și tot sfărăia. Iar după aceea se oprea și se făcea liniște. Iar eu credeam că s-a terminat. Dar apoi sfărăia și mai tare. Cam de 5 ori mai tare. Sfărăia foarte tare. Poate că Zed râde și sfărăie super tare, ca să-și scoată părleala pentru toate sunetele pe care nu le poate emite în timpul zilei din cauza că nu vorbește. Totuși, sunt oarecum bucuros că n-am dormit, pentru că am reușit să văd răsăritul când am ieșit din cortul meu. Munții din depărtare erau colorați în nuanțe de roz și de galben. Mă spălam pe dinți cu apă din sticla adusă de acasă și am văzut două puncte mici în depărtare, care se apropiau din ce în ce mai mult, iar norul de praf din urma lor devenea din ce în ce mai mare. Când au intrat în tabăra Sharp, am observat o dubă și o camionetă cu remorcă în spate și atunci mi-am amintit. Astăzi e ziua lansării. Nu pot să cred că a sosit. Cei din dubă și din camionetă au coborât și au început să instaleze niște coturi care nu semănau nici cu al meu, nici cu al băieților. N-avea decât acoperiș fără pereți. Și apoi au scos niște mese și câteva scaune pliante din remorcă și au legat sus un bananer mare, pe care scria Festivalul rachetelor de mare a altitudine din sud-vest și un banner mai mic, pe care scria Înscrierea. Atunci am zis să fie al bip și mi-a căzut periuța din gură. Am clătit-o de țărână și pe urmă am scos Voyager 3 din cort. Lipiciul se uscase și am dat fuga să mă înscriu. Iar atunci l-am recunoscut pe unul dintre organizatori. Era Ken Russell de la KSH Rocket Resupply. L-am recunoscut pentru că postează videouri de pe YouTube, pe Rocket Forum, pe care le filmează magazinul lui din New Mexico și are o barbă roșcată și stufoasă și poartă un tricou polo verde exact ca în videourile sale. Scotea un braț de cabluri din remorcă și am zis Hei Ken, îmi plac videourile tale și am comandat toate piesele rachetei mele de la tine. Îți aduce aminte că ai trimis un pachet mare pentru Alex Petroschi în Rockview, Colorado? Ken s-a întors și a părut surprins să mă vadă, dar apoi a zâmbit. Iar eu mi-am amintit că are o strungăreață imensă. Pariez că e foarte bun la fluierat. Ken a zis că nu-și amintește de comanda mea, după care a văzut Voyager 3 în mâinile mele și am întrebat. Asta e? Asta i-am răspuns. E o rachetă drăguță. Vreau să mă înscriu și eu, dar am o întrebare, fiindcă nu sunt sigur în care concurs să intru. Mi-ar plăcea să concurez pentru premiul Civet, numai că racheta mea îmi duce iPodul de aur în spațiu intergalactic, așa că nu se mai întoarce pe pământ. Ken s-a uitat la racheta mea de nou și a tăcut pentru câteva momente. Ce fel de motor folosești?" m-a întrebat el. Un motor clasa D, dar simulatorul Open Rocket. Mi-a spus că o să ridice destul de mult și că va părăsi atmosfera. Chiar așa, atunci ar trebui să o scrii în categoria D a concursului, pentru că aceea e pentru motoarele de clasă D. Dar așteaptă un minut să termin și eu de scos lucrurile din remorcă. L-am întrebat pe Ken unde o să aibă loc lansările, iar el a arătat spre un loc deschis din deșert, mai departe de corturi, și apoi a început să scoată platformele de lansare din remorcă. Când le-am văzut, mi-am zis, alea sunt platformele de lansare? Nu arată deloc ca niște platforme de lansare. Aveau stâlpi de lansare, dar în loc de platformă erau niște chestii mari din lemn, asemănătoare gardurilor de atletism de la Olimpiade. Erau practic niște garduri de lansare. Ken a cărat gardurile de lansare și eu l-am ajutat să monteze toate cablurile. După care ne-am așezat la una dintre mese și mi-am găsit numele pe laptopul său, în lista persoanelor care s-au înregistrat online. Ken a pus litera D de la clasa D în coloana de lângă numele meu și mi-a spus Gata, ești primul candidat oficial. Ești singur aici? I-am spus că am venit cu Steve și cu Zed și cu Carl Sagan, dar ei încă mai dorm.
Îmi poți împrumuta laptopul ca să verific mesajele, l-am întrebat. Minji mi-a spus că o să-mi trimite niște poze din Chicago. Sigur, dă-i băiete. Fă-te knockout, mi-a răspuns el. Nu, n-am să fac asta pentru că sunt un pacifist și, de altfel, cum o să mai verific e-mail-ul dacă sunt inconștient? Ken a început să râdă, iar eu m-am întrebat dacă îi rămâne vreodată mâncarea în strungăreață. M-am logat la e-mail-ul meu, dar nu aveam niciun mesaj de la Benji, cum am crezut. Singurul e-mail pe care l-aveam era de la answerty.com și spunea așa: am găsit probabile potriviri în arborele genealogic al familiei Petroschi. M-am logat la Answerty și dedesubt, unde scria un punct se punct, public records, am văzut numele tatălui meu, Joseph David Petroschi. Am dat click pe el și am văzut din nou numele pe un document intitulat Registrul Căsătoriilor din Nevada. Mi s-a părut atât de ciudat pentru că spunea că exista cineva care avea exact numele și data nașterii tatălui meu, numai că locuia la Las Vegas, nu la Rufiu. Spunea că este căsătorit cu o persoană numită Donna, dar ăsta nu e numele mamei mele și, de altfel, părinții mei s-au căsătorit în Colorado, nu în Nevada, așa că sunt foarte sigur că e doar o coincidență. Se mai întâmplă uneori ca answerty.com să-ți trimite informații despre persoane cu același nume ca al tatălui tău, dar care nu sunt de fapt tatăl tău, chiar dacă asta e prima oară când cineva este născut în aceeași zi cu el. Oricum, mi-am înscris e-mail-ul și am mulțumit lui Ken că mi-a lăsat să-i folosesc computerul. Iar acum sunt din nou lângă cortul meu și al băieților. Carl Sagan s-a trezit și Steve s-a dus să ia ceva pentru micul dejun. Dan stă pe perna lui rotundă, un pic mai încolo de corturi și se uită drept înainte. Cred că meditează. Câțiva dintre cei din campus s-au trezit, de asemenea. Și mai mulți oameni au început să vină aici cu mașinile și... Oh, cred că recunosc persoana aceea. Cred că e Francis 19. Oh, wow, racheta ei e violet aprins ca și părul ei. Vino aici, Carl Sagan. Vino, băiete. Hai să ne facem prieteni noi. Ne vedem data viitoare, prieteni. Pa, pa!